Ședința de constituire a noului Consiliu Local din Comuna Horia a avut loc joi, 23 iunie, în prezența reprezentanților Prefecturii Neamț. Primar este Cristian Baciu, de la PNL. Surpriză, la Horia, PRU are viceprimar, în persoana lui Sandu Mihăilă. Cele 15 mandate de consilieri locale au fost validate. Ședința nu a fost lipsită de incidente. Partidul România Unită a retras sprijinul politic a doi dintre candidații pentru Consiliul Local de la alegerile de pe 5 iunie, așa că s-au validat mandatele de consilier în cazul următorilor de pe listă. Faptul că se dorește nu numai invalidarea mandatului meu de consilier, deci Samuel Ioan, ci și a domnului inginer Ioan Domne, de o persoană, ne obligăm să vă probez ce am să avem și capacitatea și voința de a fi reprezentativ al unui segment dintre localnici în Consiliul Local Horia, alături de dumneavoastră, astfel. Motivul pretinsii mele excluderi și a domnului inginer Dobre din PRU nu-l știm exact niciunul din noi. Doar că vine 17 iunie am primit amândoi o scrisoare recomandată din partea filialei județene a PRU, o scrisoare deschisă în prezența unor martori imparțiali și al cărei conținut îl constituie o filă format A4, complet goală. Dumneavoastră ați făcut vorbire de un regulament de organizare a partidului. Ori noi aici discutăm despre un regulament cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Este de precizat că dacă partidul va retras sprijinul politic, comisia de validare nu poate să ia în calcul validarea mandatului dumneavoastră. Ori sunt niște documente cu caracter oficial de retragerea sprijinului politic. Fac o paranteză și valabil pentru toată lumea, pentru toți consilierii și toți cetățenii Comunei Horia. Orice persoană interesată de emiterea unui act normativ sau act individual, hotărârea lui Consiliul Local, care nu sunt pe placul persoanei respective, poate fi contestat la Tribunalul Neamț. Discuțiile s-au aprins în momentul nevalidării mandatelor de consilieri în cazul celor doi candidați excluși din PRU. Hai, pentru Samoilă. Pentru Samoilă. Pentru invalidare. Vă rog să vă abțineți, domnul consilier. Dar nu are de ce să abțineți. Nu există alte cale decât invalidarea mandatului pentru că dumneavoastră nu mai sunteți membru al partidului. Invalidarea să face... Dar vedeți dumneavoastră că nu s-a făcut ședință. Deci, nu a făcut domnul Mihăilă ședință. Asta o arăta domnul inginer. Dar nu s-a făcut cum, eu știu. Eu că știi matalic, nu s-a făcut. Eu știu. Eu membru PRU, eu nu știi matalic. Domnul Croșcu, eu să fie președinte. Domnul, haideți că așteptăm niște oameni. Nu vreți să știți ce-am primit eu acasă? Uitați-mi, dar nu vă scăpați. Ce-am venit mea acasă? Bine, lasă acum. Fă-i ce acum zis. Uitați ce-am venit. Mă cred, dar mergem în distanță. Nu avem ce face. Așa se face? Da. Noi nu avem ce face. E hotărârea partidului dumneavoastră. Domnul Dobrea, în hotărârea care se dă validarea, există articolul 3, care spune așa, cu drept de plângere la Tribunalul Neamț, secția 1 civilă de contencios. Mă ascultați un pic? Secția de contencios administrativ și fiscal, în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare. M-ați auzit? Deci dumneavoastră o să primiți o hotărâre și aveți dreptul să o contestați. Și în momentul ăla vi supun și alte documente care se liceară instanța. După invalidarea celor doi candidați, a urmat validarea celor 15 mandate de consilier local și depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horia, județul Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu! După alegerile din 5 iunie, cei din Comuna Horia au decis 6 consilieri PNL, 6 PSD și 3 PRU, în total 15 mandate. După negocieri intense, PNL a bătut palma cu PRU. Viceprimar a fost ales prin vot secret, Mihăilă Sandu, de la PRU.
Acesta a avut un total de 8 voturi din cele 15. Cu doar 7 voturi, fostul primar PSD, Vasile Baciu, a pierdut șansa de a fi viceprimar.